zile de bucurie, 3 zile de emoție, de har și recunoștință. 3 zile de istorie scrise în Cartea de Aur a Bisericii Universale. 18, 19 și 20 februarie 2012, când și noi am fost la Roma. Într-adevăr, sunt 3 zile de istorie pe care, meditându-le acum, deja trecute și înscrise în file de aur ale istoriei bisericii și ale istoriei neamului, putem zice, așa cum frumos se spunea pe vremuri, et in Arcadia ego, și eu am fost în Arcadia. Sunt sigur că sutele, miile de pelerini din aceste zile de aici, de la Roma, vor putea mulți ani în continuare să spună cu mândrie, și eu am fost la Roma în acele memorabile zile din 18, 19 și 20 februarie anul Domnului 2012. Numele României a răsunat în aceste zile pe buzele papei în primul rând, apoi în ecoul acestor ziduri memorabile ale Bazilicii Mame San Pietro din Roma și pe buzele tuturor creștinilor care au fost aici în aceste zile de pe toate continentele lumii. Ne bucurăm pentru că întâi stătătorul bisericii noastre greco-catolice a fost ridicat la demnitatea cea mai înaltă pe care un prelat catolic o poate avea, aceea de prinț al bisericii, cardinal. Este al treilea în șirul cardinalilor pe care biserica greco-catolică îl oferă creștinătății, după memorabilul și ilustrul cardinal Iuliu Hosu, care primea titlul în domiciliu obligatoriu la Căldărușani în 1969, după cardinalul Alexandru Todea, care primea aici, în aula Paolo VI, Paul al VI-lea, demnitatea de cardinal. Iată, în aceste zile, în 18 februarie anul 2012, în Bazilica Mamă, Bazilica Sfântului Petru, clădită pe relicvele Sfântului Petru, eminența sa, Lucian Mureșan, primește bereta roșie de prinț al bisericii, adică înscris cu litere de aur în rândul acelora care au rezistat usque ad sanguinis effusionem, până la izbucnirea sângelui. Nu ne rămâne decât să-i mulțumim Bunului Dumnezeu, care și-a întors din nou privirea spre biserica noastră, să-i mulțumim pentru toate harurile pe care în aceste zile sutele, miile de pelerini le-au primit și să ne alăturăm în rugăciune pentru întâi stătătorul bisericii noastre, prin care cu siguranță Bunul Dumnezeu binecuvintează Biserica Catolică, întreaga biserică creștină și întregul neam românesc în aceste zile. Sărbătoare foarte frumoasă, bucurie în inimă, bucurie în suflet pentru încă un cardinal al poporului român. Am venit cu mult drag azi la Vatican pentru că azi s-a numit cardinal Mureșan, un conjudețean de-a nostru. Deși n-am apucat să intru în catedrală, că am venit deja numai să intra, dar a fost extraordinar. A fost o bucurie pentru întreaga biserică din România. O bucurie pentru întreaga noastră conferință episcopală. Sigur, o bucurie specială pentru Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma. Dar aș vrea să spun că această ridicare a unui arhiepiscop major, a unui fiu al poporului nostru la un rang de principe al bisericii, de cardinal, este o cinste pentru întregul nostru popor. S-a văzut cu câtă bucurie au întâmpinat credincioșii acest eveniment.
Delegațiile care au fost în piață, sigur că au fost multe, dar delegația din România, din Arhiepiscopia Majoră a Bisericii Greco-Catolice și compusă și din alți pelerini, a fost, după părerea mea, cea mai mare și mai impresionantă. Salut cu bucurie pe Pria Fericirea! Salut și amuzan și pe voi toți, credincioși din România, care ați dorit să vă strângeți în jurul iubitului vostru pastor pe care l-am creat cardinal. Împreună cu voi salut întregul popor român și patria voastră legate. Iată cum și mai mult de sediul Sfântului Petru, binecuvântarea mea să vă susține mereu. Participând la Roma la acest eveniment de numire a unui confrate de-a nostru arhiepiscop din România, în cazul de față a lui Lucian Mureșan, pot să spun că am simțit ce înseamnă să fii la Roma, la izvorul unității bisericii noastre. Am înțeles că erau circa 800 de credincioși veniți din România. Interesant, în acest timp de criză, îmi imaginez câte jertfe au trebuit să facă acești oameni pentru ca să-și cumpere bilet, fie la autobuz, fie la avion, să participe la asemenea eveniment, la numirea, la crearea de către Papa unui cardinal român, gest care onorează țara, onorează Biserica Catolică din România și, în mod special, Biserica Greco-Catolică